dacă sunt să uităm în istoria omenirii, violul ca mod de a-ți lua ce ai nevoie bărbat-femeie a fost o practică îndelungată. Cred că cumva în ADN și transgenerațional, bărbatul simte că dacă are nevoie de sex, poate să pună una pe femeie și să-și ia. Cred că asta este o explicație cumva antropologică, să spun. Pe de altă parte, agresorul, și nu doar cel sexual, ci agresorul de orice fel, că nu trebuie, și agresorul psihic și agresorul care te bate sau este la rândul lui cineva care a fost agresat, care a învățat de obicei din interior că așa se face. Și cred că asta este una dintre explicații. Mi s-a întâmplat mie, am internalizat că așa se face și atunci fac mai departe fără să-mi dau seama măcar că perpetuez cercul ăsta îngrozitor al răului. Nu cred că erau oameni fundamental răi. Cred că erau băieți foarte confuzi, cel puțin ăștia care cumva nu erau chiar, nu făceau parte dintr-un soi de bandă din asta de interlop, unde acolo deja, acolo cred că e mai mult decât pur și simplu confuzie și nevoie de a marca teritoriul și de a arăta că ești tare și că faci parte din, cumva, din lumea prădătorilor. Cred că erau niște băieți foarte confuzi, care știau la fel de puține lucruri ca noi fetele despre sexualitate, care simțeau un impuls din ăsta animalic foarte puternic de a se împreuna, de a... Și pentru că era cel mai la îndemână probabil asta și pentru că nu prea existau consecințe, nu? Că auzeai în lumea lor, cu siguranță auzeau că ăla a violat-o pe aia și n-a pus nimic, că aia a tăcut și n-a spus nimănui și atunci n-aveau absolut nimic de pierdut. Nu cred că se uitau într-un fel la noi așa ca prădătorul care are o nevoie și o împlinește și trece mai departe fără alte, nu știu. Tăcerea? Cum e tăcerea? Tăcerea ta? Cum era? Cum te-ai vindecat trecând printr-un inferent, adevărat? Vorbi de sinucidere, dincolo de sinucidere, care un moment de mare cumpănă, sunt multe, multe clipe cu tine. Eu am scris foarte mult. În anii ăia, în anii de după, cumva scrisul a fost pentru mine oricum un mod de a metaboliza mai multe tipuri de durere și a fost un mod de a scoate din interior și aduce în afara mea toată rana asta. Și ai simțit această terapie? Ai simțit că scrisul... Am simțit. Nu știu, chiar atunci imediat, până s-a pus să refulez toată... între mecanismele de coping, când o durere este foarte mare și nu știi ce să faci cu ea și cum să rezolvi asta, este să bagi acolo frumos, sub preș, cum zicem noi românii. Și a fost, deci, clar, au fost foarte multe lucruri refulate din perioada aia, dar care după aia cumva au ajuns și în zona de defulare, prin scris, prin discuțiile cu terapeuta mea, în modulele și în exercițiile pe sexualitate și pe zona asta de abuz pe care le-am făcut în